147 din maratonul de educație financiară, viața și banii. Astăzi avem o perspectivă foarte interesantă. După o serie de interviuri unde am stat de vorbă cu practicieni în investiții și cu tot felul de perspective, ne-am plimbat în imobiliare, în bursă, în tot felul de locuri, astăzi a venit momentul să ne întoarcem la fundamente, a venit momentul să ne întoarcem la baza educației financiare. Și probabil că știți de acum, cei care mă urmăriți, eu mi-am făcut educația financiară autodidact, să zic așa, da? Varianta asta de încercare și eroare, probabil cea mai scumpă și cea mai dureroasă și cea mai complicată formă de a te educa financiar. Dar astăzi am adus pe cineva pe care eu îl apreciez și îl urmăresc foarte mult pentru mesajele educaționale pe care le transmite. Avem astăzi alături de noi, dragilor, pe domnul profesor dr. Cristian Păun, profesor de economie la Academia de Științe Economice București. Și vă promit că o să avem o discuție nu academică, ci foarte aplicată pe realitățile noastre de astăzi. Vă mulțumesc tare mult pentru participare, domnule profesor. Eu vă mulțumesc pentru invitație și încercăm să folosim această oportunitate și această deschidere pentru a mai pune o cărămidă la tot ceea ce înseamnă partea de educație economică, educație financiară, foarte importantă în aceste momente, mai ales în aceste momente. Mi-am propus eu astăzi, pentru că vă citesc articole și vă urmăresc postările și văd această perspectivă liberală, cum să vă zic eu, liberalul ăla, da, ăla așa, clasic. Așa la clasic, așa, pentru că definițiile astea au început să se devieze și asta în tot felul de direcții. Și am văzut pragmatismul omului care înțelege piața și nu doar al profesorului de Academie de Științe Economice. Și aș vrea să încep cu o știre recentă care spune: în contextul actual cu energia, costurile și așa mai departe, în guvern înțeleg că se discută un program Rabla pentru becuri, da? Adică vii cu becul cu incandescență și primești un bec LED. Evident că ăsta nu e singurul program, dar mi se pare că este un semnal. Nu o să discutăm acum punctual de becuri și de astea, dar cred că este un semnal suplimentar despre situația în care ne aflăm acum. Paradoxul ăsta, mai există piață liberă și ce poate să facă ea, care îi sunt limitele și cât poate să facă statul, dacă ar trebui să ne înlocuiască statul becurile pe casă, da? Există voucher pentru Rabla pentru mașini, există voucher pentru mașina electrică, există vouchere de vacanță, de electrocasnice, există de trotinete, de biciclete, există tot felul de programe de genul ăsta. Inclusiv s-a discutat anul trecut, probabil că ați auzit, de un proiect, tot așa, o garantare a statului pentru credite pentru nunți și botezuri. Da? Adică, iată, statul te susține să te căsătorești, să-ți faci un copil. Care ar fi problema cu astfel de programe care vin, nu-i așa, să-i ajută pe oameni, nu? De ce să nu primești așa ceva? Care ar putea să fie problema? Întrebarea esențială pe care ar trebui să o punem și de la care ar trebui să pornim discuția este aceea legată de ce este statul. Noi uităm mereu să punem această întrebare și pentru că uităm mereu să punem această întrebare, încărcăm statul de foarte multe lucruri, virtuți pe care nu le are. Până la urmă, statul reprezintă, da, o formă de organizare socială, reprezintă o convenție, reprezintă un contract social. Îi putem da tot felul de definiții. Noi am creat statul o structură imperfectă. Ea este o creație umană. Oamenii au creat statul, oamenii au populat și populează statul. Și atunci întotdeauna există imperfecțiuni ale statului de care nu prea discutăm. Noi discutăm doar de imperfecțiunile pieței. Dar imperfecțiunile statului sunt cumva de la sine înțeles că există, dar nu e nicio problemă cu ele.
Dimpotrivă, atunci când cred că mesajul a furat, dar și făcut, ăla cred că definește foarte clar. Bă, nu contează, alea partea aia, las-o, nu contează, dar a și făcut, nu? Cam asta e ideea. Și atunci ce vreau eu să spun este că statul acesta inițial a apărut în viața noastră din anumite considerente. În general, aceste considerente pentru care statul a apărut și s-a dezvoltat sunt astăzi foarte îndepărtate de originea inițială și rolul inițial pe care noi l-am atribuit statul. Inițial, statul a fost creat pentru a ne da voie să ne apărăm mai bine, să putem să rezistăm mai bine în fața unor atacuri, deci din motive de securitate, din motive legate de gestionarea la comun mai bună a unor resurse. Astăzi însă, plecând de la această, da, justiție și așa mai departe, plecând de la aceste povești foarte, foarte simple, însă încet încet am început să încărcăm statul de lucruri pe care nu le poate duce. Și atunci ce este piața? Piața este un alt construct uman, un alt construct social, tot realizată de om, tot populată de oameni și care este și ea imperfectă. Nu există piață perfectă. Este un concept absolut anapoda acest concept de piață perfectă, la fel cum nu există stat perfect. Și statul și piața au imperfecțiunile lor, doar că natura acestor imperfecțiuni este una diferită. Și acum să revin puțin. Piața, rolul său esențial este acela de a aloca resurse, adică cu ajutorul pieței, într-o societate, niște resurse limitate sunt schimbate între indivizi care se specializează în producție. Piața ne ajută, da, să întâlnim mai bine cererea și oferta și în piață se formează prețurile. Prețurile nu se formează nicăieri altundeva. Nu pot fi niciodată emanația a altei structuri decât piața. Statul nu poate da prețuri. Statul nu poate să genereze prețuri pentru schimburile de bunuri și servicii pe care noi le avem. Statul, tot ceea ce spune el acolo că este preț, de fapt nu este preț. Și atunci astăzi avem diferite intervenții ale statului, statul depășindu-și un pic, cum să spun eu, rolul pe care i-l-am atribuit inițial în societate, și se implică tot mai activ în această alocare de resurse. Se implică tot mai mult în călărirea mecanismelor de piață, spunându-ne tot timpul: băi, dar piața e populată de oameni care nu sunt îngeri. E plină piața de ticăloși. În regulă, dar statul nu este și el plin de ticăloși? Adică de ce non-îngerii statului sau demonii statului sunt mai presus de demonii pieței? Pentru că, din punctul meu de vedere, nu sunt. Pentru că piața are în spate niște mecanisme pe care statul nu le are. Mai degrabă, demonii statului pot scăpa de sub control în absența acestor mecanisme decât scapă demonii pieței. De asta ideea este, atunci când vorbim de piață versus stat, în materie de alocare de resurse, trebuie să dăm cezarului ce e al cezarului, adică piața rămâne singurul construct care ne permite nouă eficient să alocăm resurse, să calculăm, să acționăm din punct de vedere economic. Păi, după cum se vede, presiunea asta a statului de a controla prețurile se vede cel mai puternic taman în perioada actuală, când vorbim de plafonări, vorbim de supraimpozitare, vorbim de plafonarea profitului pe care îl fac anumite categorii de companii, pe anumite industrii și așa mai departe. Deci mâna asta se vâră și mai adânc în piață și ea, evident, după aceea este blamată pentru că nu se poate reglementa. Auzisem la un moment dat o vorbă care spunea: cea mai bună soluție pentru a avea prețuri mici sunt prețurile mari. Da? Pentru că ce se întâmplă de fapt, și cu siguranță că ne puteți explica mult mai bine asta, prețurile mari atrag jucători și investiții, nu, în domeniul respectiv și în alocări de resurse către domeniul respectiv, care va crea concurență și abundență, care vor
duce în mod sustenabil prețurile mai jos. Nu? Cam asta cred că e mecanismul. Revenind de la ideea esențială pe care am spus-o, că singura care poate da prețuri este piața, piața este și cea care ne dă prețul corect, nici mare, nici mic. Atâta timp cât piața este lăsată liber să funcționeze, prețul care emană din confruntarea cererii și a ofertei este cel corect. Că este mare, că este mic, trebuie să-l comparăm cu ceva. Mare față de ce? Mare în ce condiții? Mix față de ce? Mic în ce condiții? Și atunci, ideea aceasta că vai, prețurile sunt foarte mari, sunt prețurile sunt foarte mici. Dacă ele s-au format în piață și piața este liberă să genereze aceste prețuri, acel preț este corect. Că e mare sau că e mic este mult mai puțin important pentru calculul economic pe care și-l fac și producătorii și consumatorii. El este prețul corect. El ajută în calcul, în alocarea de resurse cu o eroare foarte mică. Atunci când acest preț este alterat de intervenția statului, el nu mai devine un preț corect. Devine mult prea mic sau mult prea mare față de niște interese care sunt în afara pieței. N-au nicio legătură aceste interese nici cu cumpărătorii, nici cu producătorii, ci au niște legături dubioase cu o terță parte, politicul, ce de regulă ia partea fie producătorilor, fie consumatorilor, după cum, cum să spun eu, îi dictează interesul. Dacă are de jegmăni niște producători, merge către ei și le mai dă niște facilități. Dacă are niște voturi de încasat, merge către consumatori și le mai dă niște facilități. Și ia ca politicianul rezistă la nesfârșit, încasează rente politice din această luptă pentru supraviețuire pe care știe să o ducă cu siguranță prin mijloace politice, punând adesea între paranteze mijloacele economice. Ori în momentul în care tu pui mai presus mijloacele politice de mijloacele economice, pui între paranteze piața, nu poți decât să te îndrepți către faliment. Pentru că alocarea resurselor se face haotic, arbitrar și nu pe baza unor principii, calcule științifice, riguros făcute și care să și reziste în viitorul foarte apropiat. Pentru că asta e marea noastră problemă. Noi decidem pentru viitor, niciodată nu acționăm și nu decidem în prezent sau în trecut. Decidem și acționăm pentru viitor sau în viitor. Și atunci marea noastră problemă este ca acel viitor să arate cât de cât apropiat față de momentul deciziei noastre. Ori în momentul în care politicul vine și spune nu, schimb viitorul sau acționează el în viitor după cum îi dictează anumite interese, toate calculele noastre sunt date peste cap, iar pierderile se cantonează la antreprenori, se cantonează la investitori. În niciun caz nu decontează politicul deciziile sale. El încasează fie voturi, fie rente politice, depinde pe cine ajută. De asta ideea este de a lăsa cât mai mult politicul la o parte și de a pune preț pe cât posibil pe mecanismele economice de alocare a resurselor. Da, poți să stai deoparte, de exemplu, ca să discutăm concret, poți să stai deoparte în momentul în care, să spunem, cetățenii primesc facturi de curent și aici e un caz concret, da? Eu la mine la birou, pe luna august, într-o lună în care am fost mai mult plecați prin concedii, s-a lucrat de acasă, deci biroul n-a fost foarte folosit. În mod normal, acolo primeam facturi de 250, 300, 350 de lei. E, luna asta, în august, au venit 2200 de lei. Și din ce citesc și eu prin social media și prin alte platforme, nu e o situație unică. Adică foarte mulți oameni, întrebarea dincolo de principiu, cu care eu sunt absolut de acord, având o inclinație la fel liberală, ba chiar libertariană, da? În sensul de chiar statul ar trebui să fie implicat la minim. Întrebarea este cum să nu te implici în așa ceva, când poporul suferă, cum să nu plafonezi, cum să nu subvenționezi, cum să nu faci chestii genul ăsta. Ce ar fi concret de făcut? Vedeți care e marele paradox în cazul României, dar să știți că nu doar în cazul României.
În România, 80% din producția de energie este controlată de stat, prin companiile sale sau prin companii pe care le controlează. Deci producția de energie astăzi este o producție care are în spate un monopol, statul, în diversele sale forme. Transportul energiei electrice este 100% de stat. Are în spate un monopol. Transelectrica este o companie 100% a statului român. Deci producția și transportul energiei electrice către consumatori depinde aproape în totalitate de un monopol, depinde de un stat, de stat. Și atunci e clar că noi nu avem o piață aici. E clar că cel care dictează prețurile, e clar că cel care controlează aceste prețuri și le face, cum se spune, market maker, da? Face piața, condițiile din piață sunt dictate de el, este statul. El oricând astăzi, în România, ar putea prin companiile sale să ne anunțe că ne dă curent electric cu 0,5 lei. Oricum, la ce calcule își face el, 5 lei sau 0,5 lei, niciunul dintre tarifele nu au niciun fundament economic. Nu se bazează nici pe costuri, nici pe cerere, nici pe ofertă. Sunt decizii ale unor companii de stat. De ce nu o face? Ar fi prima întrebare. Pentru simplu motiv. Pentru că suntem pe o piață nereglementată. Nu asta este răspunsul. Nu avem ce să-i facem, că e o piață liberă. Deci piața e cea care a stricat. Păi nu este stricat piață, jucăria. Nu există cu jucător care este de stat. Nu există. E foarte simplu să demonizezi o piață și să spui că piața și liberalizarea e de vină când ea nu există. De fapt, acolo sunt companiile tale de stat. Statul este principalul, da, principalul acționar. Sigur că mai sunt și acționari privați. Cineva scrie pe ceea ce spune: "A, mai sunt și acționari privați." De acord, dar jocul principal îl face statul și prin participarea sa la acționariatul acestor companii, dar și prin reglementare. Pentru că asta vroiam să punctez. Intervenția statelor moderne astăzi în viața noastră se realizează pe trei mari direcții. Prima direcție pe care acționează statul în viața noastră este intervenția sa în contractele pe care noi le încheiem. De exemplu, statul nu ne lasă să încheiem orice contract de muncă vrem noi. Este în condițiile pe care le impune legea, le impune statul. Statul intervine prin reguli cu privire la utilizarea proprietății noastre. Nu poți să-ți utilizezi proprietatea decât cum spune statul și în limitele pe care le spune statul. Și evident că statul intervine direct în viața noastră, punând prețuri, punând tarife, punând taxe și așa mai departe. Deci sunt cele trei forme pe care noi astăzi le vedem, iar care în domeniul energiei sunt quasi prezente, mai mult decât în alte domenii. În domeniul energiei, statul produce energie, statul reglementează producția, vânzarea, transportul energiei electrice, statul impune prețuri în acest domeniu. Deci intervenția este pe toate direcțiile, pe toate planurile. Dacă vrem să căutăm cu adevărat vinovatul de situația actuală, el nu este nici piața, nu este nici liberalizarea, ci este în primul și în primul rând statul. Acolo este problema. Am văzut într-adevăr că sunt și niște distribuitori privați de energie, dar care cumpără în general energia produsă de stat. Ei cumpără energie de la Nuclear Electrica, de la CEO Oltenia, prin diferite mecanisme preferențiale. Ei cumpără în mare parte energie produsă de stat sau de entități controlate de stat. Deci problema tot nu e la ei, pentru că niște băieți șmecheri care au o relație cu statul, de exemplu eu și dumneavoastră nu cred că am putea cumpăra energie de la complexul energetic Oltenia în condițiile în care au cumpărat nu știu ce operator în ghilimele privat. Acela nu este un operator privat, este o persoană care are o relație privilegiată cu niște șmecheri de la stat. Nu poți să compari pe acel operator privat în ghilimele cu un antreprenor privat care vinde roșii în piață, le produce el, le vinde el și asumă toate riscurile acolo. Deci haideți întâi să rezolvăm aceste probleme, aceste dificultăți pe care le are în momentul de față piața energiei în România.
piața gazului în România, că și la gaz este la fel. Și apoi putem să vorbim într-adevăr de o piață funcțională, unde omul are alternative, unde omul poate alege. Astăzi să știți că singurul lucru pe care îl putem alege este să sărim pe hidro de la ceilalți producători de stat care nu folosesc hidro. Eu, de exemplu, m-aș bucura ca statul să lase și nucleare electrică să ne distribuie energie electrică. Să vedeți atunci distracție când putem să sărim de pe hidroelectrică pe nucleare electrică, că e mult mai rentabilă nucleare electrică decât hidroelectrică. Dar astăzi nu poți să faci așa ceva. Astăzi, energia electrică de la nucleare electrică este distribuită prin diferiți distribuitori care au acces sau licitează într-adevăr pentru acea energie de la nucleare electrică. Dar răul pleacă, repet, de la producătorii de energie care, încă o dată, repet, nu sunt în concurență reală, nu se află într-un mecanism de piață real. Ei sunt toți păstoriți de un singur stăpân, statul, care astăzi își îndeasă buzunarele fericit de pe urma acestor tarife imense din energie și ne păcălește, pentru că ne compensează acest preț cu resurse mult mai puține decât a încasat de pe urma accizelor, TVA-ului și așa mai departe. Și aș vrea să mai aduc încă în discuție un argument foarte important. Statul folosește astăzi energia, gazul, combustibilul, îl folosește drept vehicul fiscal. Haideți să recunoaștem că statul este foarte ușor, fără niciun cost, să încaseze o grămadă de taxe de pe urma acestor lucruri. Vedem accize pe carburanți, accize pe energie electrică, accize pe gaze, TVA la accize și așa mai departe. Deci statul își îndeasă o grămadă de bani și din taxare. Nu spune nimeni nimic despre lucrul ăsta. E tabu. Că ne compensează prețul, de acord, dar a încasat mult mai mult din taxe, din dividende, din profiturile uriașe făcute de aceste companii de stat, față de cât ne compensează nouă, dacă ne compensează, pentru că am văzut că acum s-a luat la harță și cu producătorii, distribuitorii, cel puțin sunt persoana non grata, adică privații ăia care sunt la capătul țevii, ăia clar o să dispară din piață în următoarele luni, pentru că statul în continuare ce are de făcut? Să-i demonizeze pe ăia din privat. Ăia sunt, domnule, băieții deștepți. Nu băieții noștri deștepți din consiliile de administrație, din managementul acestor companii de stat și așa mai departe. Aia nu sunt băieți deștepți, aia sunt niște oameni muncitori care merg la muncă și zi de zi sudoarea lor se vede în prețul energiei. Pentru că omul obișnuit vede compania de pe factură și zice, iar mi-au scumpit ăștia exact gazul și curentul, da? Și atunci trebuie să mă ajute cineva, trebuie să intervină cineva, că să ne scape de ăștia sau să ne facă ceva. Și într-adevăr, ăsta e un lucru, l-ați menționat foarte bine, un lucru pe care lumea nu îl înțelege neapărat. Principalul beneficiar al situației actuale este tocmai statul. Și inflația crescută este tot un beneficiu al statului, încasează mai mult din taxe, se și spune că inflația este o formă de taxare indirectă, nu? Care nu trece prin Parlament, nu trece prin niciun fel de Consiliu Economic, nu se întâmplă nimic. Pur și simplu este un beneficiu foarte consistent al statului, care și în condițiile astea n-are destul, nu? Deci nici în da, inflația este una din cele mai, cum să spun eu, periculoase taxe. Exact cum a spus și dumneavoastră, inflația este foarte greu de explicat omului de rând. E foarte greu să vii să-i spui omului ce e inflația, care sunt cauzele reale ale inflației, cum te poți proteja de inflație. Pentru că ai nevoie de un anumit nivel de pregătire ca să poți să faci treaba aceasta. E mult prea sofisticat, nu e ca la TVA. La TVA îi spui omului, domnule, asta e prețul, îi se aplică un TVA de 24%, 20%, 19%, îl vezi, plătești, se duce în contul statului. La inflație e mai greu, e foarte greu. Și exact cum a spus și dumneavoastră și foarte bine ați punctat, inflația are și această proprietate. Nu trebuie să o voteze nimeni. Noi taxele trebuie să, cum spună, politicianul trebuie să vină și să ne spună, domnule, taxarea, asta este, o votați, nu o votați, îl sancționăm la vot pe politicianul care ne arde prea tare la buzunar cu taxarea. Dar la inflație, pe cine s-a acuz? Că pe politician nu e atât de clar că el este vinovatul.
Vă dați seama că e foarte, foarte frumos. El n-a votat nimic în Parlament legat de inflație. Nu trece prin Parlament această inflație. Este foarte problematică și din acest punct de vedere. Iar trei, din păcate, inflația, și o spun de ceva vreme public, inflația are această proprietate. Îi lovește pe cei care nu au. Taxarea îi taxează pe cei care au și nu îi taxează pe cei care nu au. Că nu ai, nu te taxează. Dar inflația îi taxează cu precădere pe cei care nu au. Vă dau un exemplu și îl tot dau public. Să zicem că eu am o tarla lângă București, dumneavoastră nu aveți. Dumneavoastră sunteți cel care nu are, săracul, eu sunt bogatul, chiaburul, că am. Vine inflația, 70% prețul la cartofi a crescut în ultimele luni. Dumneavoastră care nu aveți, va trebui să cumpărați cartofi mai scumpi. Eu, pe un care am și care m-am gândit puțin, mi-am pus cartofi pe tarlaua aia. Și mă duc acum și îi culeg și îi pun în sac și îi păstrez pentru iarnă. În aceste condiții, omul care nu are, în general săracul, da, omul amărât, ăla va fi lovit din plin de inflație. Nu ca la taxare. La taxare e un pic mai altfel. Cel care nu are, în general, nici nu este taxat. Asta este o altă fațetă pe care puțin o văd. De asta astăzi, datorită acestei inflații cu două cifre, principalii loviți sunt cei care nu au. Pensionarii, de exemplu, este absolut nedrept astăzi să vii și să-i spui pensionarului: dragule, eu îți cresc pensia doar cu 10%, că atâta pot eu astăzi. Nu, tu trebuie să-i spui că acea pensie trebuie să fie majorată cu rata inflației. Și atenție, nu cu orice rata inflației, pentru că pensionarul nostru nu are rata inflației de 15%, că el nu cumpără o grămadă de lucruri din coșul ăla. Ar trebui, de exemplu, INSE-ul să facă un astfel de calcul pe coșul unui pensionar mediu și să ne mai apropiem puțin cu rata inflației de situația la nivelul pensionarilor. Pentru că aici e o mare nedreptate la pensiile pilonul 1, care nu se arată decât în foarte multe intervenții publice. Statul ne ia 2/3 din bani când ne pensionăm în prima noastră zi de pensie. Prin punctul acela de pensie amărât pe care ni-l dă, el din start ne-a dat 1/3 doar din banii cu care noi am cotizat 35-40 de ani. Păi să mai vii după aceea pe 1/3 pe care tu catadixezi să mi-o dai. Să nu majorezi, să nu ții acea 1/3 în permanență, în ritmul puterii de cumpărare, în ritmul inflației. Păi tu ești un ticălos în cazul ăsta ca politician. Adică e clar că tu nu ai nicio treabă cu binele oamenilor și că de fapt ești, cum să spun eu, în afara poveștii. De asta eu am spus-o și o spun mereu. Haideți, dragilor, să ajustăm aceste pensii trimestrial cu rata inflației. Nu odată la finalul lunii. Trimestru de trimestru să existe un mecanism de ajustare a pensiilor cu inflația. Iar la final de an, să putem să ajustăm pensiile și cu creșterea economică și cu ce mai vrem noi. Valoarea adăugată, da, cu creșterea economică la final de an. Dar inflația s-o face în trimestrial. Și acum eu vin să vă întreb de unde, că și așa sistemul de pensii este pe deficit de mulți ani de zile. Păi vedeți care e treaba. Noi acum compensăm prețul energiei. Prețul real al energiei este de 4-5 lei. Umflat cu pompa de companiile astea de stat, că oricum ele își primesc banii de la stat, că ele, cum să spun eu, au intrat în schema asta de compensare. Compensarea e 0,80 de bani pe kilowatt. Dacă vă uitați acum pe Enel, prețul la Enel e 4 lei, 5 lei. Deci prețul este undeva între 3 și 5 lei cu totul, fără taxe de cogenerare și alte taxe. Dar pe acolo sunt. Vă dați seama cât deci față de ceea ce compensează statul, prețul este de 3, 4, 5 ori mai mare. Diferența de unde credeți că se suportă? Din bugetul statului, din banii pensionarilor. Adică tu vii și compensezi prețul energiei electrice tuturor. Unul care are 3 case, 4 case, vilă la munte și care nu consumă decât în weekend, că merge la vila lui de la munte și se încadrează în cei 200 de kilowatt, stă bine mersi la munte în weekend, casa lui de vacanță intră pe schemă de compensare.
în timp ce pensionarul nu-și mai primește pensia mărită cu rata inflației pentru că nu mai sunt bani. Nu e un pic o poveste nătângă? Nu sună puțin ciudat? Adică ajutăm companiile de stat, ajutăm tot companiile ca să ce? Să punem pe butuci pensionarii, părinții noștri, bunicii noștri. Culmea, de către un partid din coaliție care se clamează a fi partid social. Eu, cum spun eu, noi cei care suntem liberali clasici, să știți că nu ne este, cum să spun eu, indiferentă problema oamenilor sărmani sau problema pensionarilor, ci mereu am spus-o că soluția pentru ei este greșită. Acum e chiar nedreaptă, e chiar imorală, e de-a dreptul jegmăneală. Culmea, să te apuci, gândiți-vă că suntem într-un autobuz și primii pe care îi jegmănește cel care intră în autobuz, statul adică, sunt niște pensionari dintr-un colț al autobuzului. Nu unii care sunt mai bine îmbrăcați din autobuz. Vă dați seama cum arată România zilelor noastre? La ce am putut ajunge prin această scăpare de sub control de către stat a unor lucruri? E complicat. Și acum, întorcându-ne un pic la soluții personale, ce pot să facă? Înțelegem că contextul ăsta îi avantajează în primul rând pe cei care dețin active, da? Deții active, prețurile încep să crească, dacă ele generează oricum venituri care pot crește, dacă e vorba de chirii sau e vorba de aprecierea unor active și așa mai departe. Deci ei sunt protejați în primul rând, exact cum ați spus. Primii care sunt loviți și spuneați de taxare. Și în România taxarea este mai puternică pe muncă, pe cel care produce la bază, să zic așa, și mai puțin pe măsură ce ai investiții sau ai active, iarăși taxarea este mai mică. Dar sigur, acum, la nivel personal, ce ar putea să facă o persoană, cum ne întreabă și cineva sigur aici, ce poate să facă pentru protecția la inflație? Asta ar trebui să fie de ajutor celor care au și care acum sunt ceva mai protejați. Adică faptul că există un regim fiscal ceva mai bun pentru partea de capital e în favoarea salvării, în favoarea supraviețuirii. Dacă statul vine acum și le dă în cap celor care au, vă dați seama că le taie și șansa de supraviețuire a celor care încă se mai pot supraviețui, încă se mai pot salva neapelând neapărat la resursele statului. Deci este o altă idee nătângă să sar cu, cum să spun eu, toporul la ăia care au. Pe partea cealaltă, povestea asta între taxarea muncii și taxarea capitalului, să știți că nu e foarte ușor de rezolvat într-o intervenție de câteva minute. Pentru că sunt foarte multe venituri în România care sunt asociate de fapt capitalului, gen chirii, gen dividende, dar care sunt salarii mascate în bună măsură. Din motive fiscale, de multe ori se face acest salt între salariu și dividend plus chirie, preferând să-ți dai dividend și chirie și nu salariu, pentru că taxarea pe dividend și chirie este mai rentabilă. Și atunci, de fapt, acolo e tot un salariu, nu e o rentă a capitalului, e pur și simplu o șmecherie contabilă pe care tu o faci ca să mai eviți niște taxe. Haideți să ne reîntoarcem la soluție. Care ar fi? Da. Prima soluție este să învățăm ceva din treaba asta. Pentru că noi de mult nu ne-am mai confruntat cu un fenomen inflaționist de două cifre. Ce să învățăm? Păi să învățăm că trebuie să avem. Că dacă nu ai, ai o problemă. Deci inflația lovește în cei care nu au. Este prima lecție. Asta înseamnă că, bun, nu avem acum, dar pe viitor vom încerca să avem, că uite ce bine e să ai un loc unde să-ți plantezi cartofi, ca să scapi de inflația de cartofi. Uite ce bine e să ai niște panouri solare puse pe acoperișul casei tale, ca producând energie electrică să ți se compenseze factura la energie electrică când vine iarna. Și așa mai departe. Logic. Deci prima lecție este să încercăm de acum înainte să avem, să acumulăm cât mai multe lucruri care ne pot salva. Soluții pe termen scurt. Asta e o soluție pe termen lung cu avutul. Corect. Soluții pe termen scurt, acum de avarie. Păi primul lucru, pui pe o hârtie la ce cheltuieli poți renunța din bugetul familiei tale. Trebuie să ai cheltuieli pe care tu le faci anapoda, acum. Și pe alea trebuie să le tai de pe listă. Nu sunt prioritare.
trebuie să zugrăvesc, cum să spun eu, casa încă o dată, că nu mai îmi place lavabilul de pe pereți, s-a învechit. Am zugrăvit-o acum 5 ani și eu obișnuiesc ca odată la 5 ani să-mi zugrăvesc casa cu lavabil, să-mi împrospătesc casa. Nu mai e de actualitate. Mai așteptăm. Acum, în plină criză, când trebuie să plătesc facturile la energie, asta nu mai devine o prioritate. Este prima reacție normală pe care ar trebui să o ai. A treia reacție pe care ar trebui să o ai, tot pe termen scurt, este aceea de a, cum să spun eu, îți schimba modalitatea de consum. Cum să spun eu, de a-ți schimba comportamentul. E dificil și aici, dar se pot face economii substanțiale și aici. Vă dau un exemplu. Câți dintre noi își calcă așternuturile de pat? Le, cum spune, la dungă, cu fierul de călcat. Stă o oră fierul de călcat, duduie ca să fie așternuturile de pat la dungă. Sigur, e septic, e extraordinar. A doua zi sunt șifonate toate. Cred că ar trebui să renunțăm o perioadă la obiceiul ăsta. Putem renunța o perioadă la obiceiul ăsta? S-au mai spus și alte. Sigur că mulți, cum să spun eu, zâmbesc, râd, dar sunt familii care vor trebui să renunțe la astfel de obiceiuri. Sunt foarte mulți consumatori în interiorul gospodăriei noastre la care nici măcar nu ne-am gândit. O altă variantă de a supraviețui este să-ți creezi o sursă suplimentară de venit. Să muncești mai mult, să-ți mai găsești un job. Astfel încât nominal să crească venitul tău și real să te apropii de venitul pe care l-aveai înainte. Adică cu venitul nominal să poți cumpăra aceleași lucruri pe care le cumpărai înainte de inflație. Și atunci da, trebuie să-ți găsești o variantă de venit, o variantă suplimentară de venit. Asta iar se leagă de ideea de a avea. Da? Trebuie să vă zic că din experiență personală și făcând această recomandare la cursurile pe care le țin în companii, de obicei se lasă cu strâmba din nas. Adică ce faci, Adrian? Iar ne trimis la muncă? Păi când? Suntem sătui? Suntem? Și zic, nene, astea sunt soluțiile. E ca la medicamente. Injecția doare, pastila e amară, siropul nu e întotdeauna cel mai plăcut, dar să ia naiba, trebuie să luăm tratamentul, nu? Și atunci când avem o perioadă, cum s-a și întâmplat și poate vedem, discutăm și despre faptul că inflația de fapt este tot un efect al măsurilor statului de pompare a banilor și de programe guvernamentale și de quantitative easing din Statele Unite până în ultima țară din lumea asta. Ăsta este efectul pe care îl suportăm acum. Trimiterea la muncă, deși este la mintea cocoșului, nu place întotdeauna. Să-i tai omului consumul, să-i zici schimbă-ți becurile, mai închide apa când te speli pe dinți. Dar iarăși, păi ce facem? Ne întoarcem iarăși în... Uitați-vă un pic, dragilor, la diferența de mesaj care vine tot din zona politică. Deci ne uităm la alte țări unde vedem, în Marea Britanie, în Germania, politicieni responsabili care vin și recomandă. Aveți grijă pe acolo, ajustați pe acolo, pregătiți-vă. Politicienii noștri care zic, haide bă, iarăși ne întoarcem în comunism, pe vremea lui Ceașcă, stați mă liniștiți că România este tigrul Europei, iarăși. Deci noi suntem, vedeți-vă în continuare de consumul vostru. Sau fac altceva, transmit mesaje de tipul stingeți băbecul din Palatul Parlamentului, din Casa Poporului. Da. Adică aia este cea mai, cum să spun eu, energofagă clădire posibilă. Și ne dau lecții de stins becul, dar pe oricum nu interesează, pentru că sunt sute de milioane de lei euro consumate de clădirea respectivă. Deci o risipă generală de pe cum spun eu, vârful căreia tu recomanzi într-un mod absolut ipocrit tuturor, fiți bă, cumpătați, că eu oricum nu contează că sunt pe banii voștri aici. Haideți să ne uităm. Deci la nivel de consum, pasul esențial este evident să-ți faci o situație, să faci un buget. Dragilor, puteți să intrați la mine pe site, veți găsi acolo în zona de gratuite un model de buget care vă arată pe un an de zile pe ce vi se duc banii. O să vedeți acolo câte surse de venit aveți, o să vedeți dacă nu cumva stați ca o barză într-un picior și poate o să atingem și
subiectul ăsta vis-a-vis de ciclu economic și ce urmează în continuare, pentru că o parte din soluțiile pe care le-ați menționat au drept efect scăderea activității economice, adică vânzări mai mici undeva pe lanț mai departe, nu? Și atunci Nu, s-ar nu, putea nu să e avem de a adevărat. face, nu? Nu, nu e adevărat, nu. Pentru Nu că în credeți că momentul vom în care... avea ca efect secundar poate, nu știu, creșterea șomajului sau Nu. pe zona asta? Banii aceia pe care eu îi economisesc, ei sunt puși la lucru. Pleacă către investiții. Acele investiții presupun niște echipamente care trebuie produse, trebuie instalate, trebuie puse în funcțiune. Nu, niciodată nu s-a întâmplat treaba aceasta. Plus că odată ce se restrânge consumul, scad prețurile și ne reîntoarcem în consum. Adică prima noastră reacție va fi că nu mai consumăm atâta energie electrică. Presiunea pe energia electrică, teoretic, dacă piața ar fi liberă, ar duce prețurile în jos. Ne-am reîntoarce în consum. Am zice, gata, bă, am revenit la situația normală, băgăm din nou în priză aparatura. Dar ca să revenim un pic, deci schimbarea, am spus până acum ce poți să faci. Renunți la cheltuielile inutile, îți modifici pe cât posibil comportamentul de consum. Apoi poți să treci pe bunuri substituibile. Adică dacă s-au scumpit foarte tare cartofii, cumpăr paste. Acolo unde ai alternative. Din păcate sunt anumite zone, dacă tot vorbim de pensionari, unde nu se prea poate face ușor acest schimb. De exemplu, să zic că eu sunt pensionar dependent de un anumit tratament cardiac cu anumite pastile. N-am ce salt să fac pe alte pastile, că alea sunt. Deci eu sunt captiv unui tip de consum. Bugetul meu va fi în permanență, va începe cu acele cheltuieli pe care nu prea am cum să le tai. La fel întreținerea, la fel și așa mai departe. Deci bunurile substituibile de pe cartofi sar pe paste. Sau poți să faci un alt lucru și e normal să-l faci. Reduci calitatea bunurilor pe care le consumi. Poate înainte, când îmi permiteam, mâncam numai bio, mâncam numai eco, căutam numai etichete verzi. Acum, pentru că bugetul nu mai îmi permite, revin la ouăle stresate. Nu mai caut ouăle alea nestresate, pentru că a devenit un stres pentru mine nestresul găinii. Da? Ca să spun așa. Relaxarea găinii a devenit pentru mine un mare stres. Și atunci apropo de asta, mă scuzați că vă întrerup. Da. Am stat de vorbă cu un foarte mare producător exact de ouă și evident am pus întrebarea asta. Băi, explică-mi și mie, care este diferența? Ce se întâmplă cu ouă ăla? De ce e mai sănătos? Și mi-a zis, nu este nicio diferență, trebuie să-ți spun așa, nu mai zici la nimeni. Da? Și uite, iată că nu o fac, este secret, dar nu mai spuneți nici voi la nimeni. Mi-a zis, calitativ nu este nicio diferență între găina crescută și cu muzică de Bach și găina care ascultă rap sau care ascultă manele sau mai știu eu ce. Deci ne-am lămurit, cel puțin în ceea ce privește partea de ouă, putem să nu mai cumpărăm o perioadă ouă bio, eco, că nu e nicio problemă. E foarte important să știm și lucrul ăsta. Ce mai putem să facem? Părerea mea este că trebuie să revizuiți puțin consumatorii din interiorul gospodăriei dumneavoastră. Eu, de exemplu, am aflat întâmplător zilele trecute și asta ține tot de un tip de educație pe care noi n-am avut-o, pentru că la noi energia a fost ieftină, ținută de stat foarte jos prin companiile sale, derizoriu prețul, prețurile de afară erau ceva mai mari. Și atunci pe noi nu ne-a preocupat niciodată eticheta electrocasnicului pe care noi o cumpărăm sau ce face acel electrocasnic. De exemplu, kettle-ul cu care noi încălzim apă pentru ceai sau cafea, acela consumă enorm de multă energie electrică prin comparație cu un ibric pe aragaz. Deci trebuie să încercăm să facem și acest salt între modul în care încălzim lucruri în gospodărie. Cu siguranță e important și acest lucru. Din păcate însă, cu toate becurile și așa mai departe, cu toate lucrurile astea, și mai închei cu încă o idee care iară nu e accesibilă. Vedeți, trebuie să înțelegem în colecție importantă. Ca să poți să consumi mai puțin curent electric în gospodăria ta, ai nevoie de investiții. De exemplu, eu caut astăzi o mașină de spălat vase. Nu am așa ceva și mă încadrez cu consumul undeva pe la 200 de kWh pe lună. Am tot desfășurătorul distribuitorului meu de energie electrică. În ultimul an m-am uitat atent pe el. Dar pentru că nu am mașină de spălat vase și nu am, cum îi spune,
aer condiționat acasă. Nu am, că nu-l suport aerul condiționat. Și mașină de spălat vase, deocamdată nu m-am gândit să-mi iau. Dar acum experiența ultimelor, să spunem, luni, m-a determinat să mă gândesc serios la treaba aceasta. Păi și am testat piața, adică mă rog, m-am uitat pe piață, am sondat piața. Vreau să spun că diferența de preț între o mașină de spălat vase care consumă destul de mult și apă și curent, mai ales curent, și una foarte bună din punct de vedere energetic, este undeva la dublu, chiar triplu. Deci prețul este de 3 ori mai mare pentru o mașină de spălat vase care consumă foarte puțin. Nu știu dacă cineva își permite 5-6 mii de lei să dea pe o mașină de spălat vase astăzi ca să fie o mașină care nu consumă la o treime sau la jumătate față de una normală. De-aia e foarte important, da, să înțelegem că acest salt energetic la noi va fi foarte dificil într-o țară săracă. Nu poți să vii și să-i pui românului în cârcă niște lucruri pe care nu le poate face. El nu poate să facă aceasta, are nevoie de o perioadă de tranziție. Iar cum companiile care produc energie electrică în România sunt de stat și nu fac investiții. Gândiți-vă la nuclear electrica, că are două reactoare pe care de mult ar fi trebuit să le pornească. Ce bine ar fi fost să avem astăzi cele două reactoare, vina fiind exclusiv a statului în treaba asta. Gândiți-vă că avem centrala pe gaz de la Iernut, care trebuie să fie un regularizator în economie pentru energia de tip, cum să spun eu, neconvențional, care are niște fluctuații. Acele fluctuații se rezolvau foarte bine prin Iernut. E 90% terminată, e a statului român, RomGaz o are. Nu face nimic. De ani buni. A venit criza energetică, stau caputorile și se uită la noi compensându-ne prețul cu bani care ar fi trebuit să meargă către investiții. Păi și să nu te enervezi ca economist. Eu personal ca economist nu văd decât faliment în acțiunile astea. Și mă supăr foarte tare pentru că după ce o să treacă această perioadă și prețul nu va mai putea fi compensat de către stat, noi vom plăti prețuri de 2-3 ori mai mari cum pățim acum față de cei din Uniunea Europeană. Fii competitiv ca IMM sau ca orice tip de antreprenor cu astfel de prețuri, că n-ai cum. Atunci vina cuie. Și mă mai și enervez că mai apar un nei ca nimeni pe acolo, care stau la adăpostul consiliilor de administrație și ies în piața publică și urlă: piața, statul, ticăloșii, pardon, piața, privatul, ticălosul. Dar ei care nu fac Iernutul, nu fac nuclear electrica, două reactoare nucleare și așa mai departe, ei n-au nicio vină. Ei sunt sfinți, ei sunt îngeri. Noi suntem toți ceilalți ticăloși că nu vedem lucrurile astea. Asta e de fapt toată discuția. Ca să ne întoarcem un pic la soluțiile personale, pentru că în toată discuția asta, nu asta a noastră, ci în general în curentul ăsta care s-a format, mi se pare că oamenii au și cedat o parte din responsabilitatea personală, au cedat-o statului, da? Au zis, nu mă descurc, ajută-mă tu, mergând până la nivelul ăsta în care ajută-mă să-mi schimb becurile în casă. Acum, o locuință obișnuită probabil că are, nu știu, 10, 15, 20 de becuri. Bă, frate, dacă te apuci să schimbi unul pe lună, da, o să te coste 10-15 lei, dar într-un an de zile le-ai schimbat naibii pe toate, da? Ideea este că atât de jos s-a dus nivelul de așteptare vis-a-vis de ajută-mă, dacă am ajuns până la becuri, probabil că urmează, nu știu ce mai urmează acum, să ne schimbă statul Adidas și chiloții, sutienele, da, și așa mai departe. Dar bine ar fi să ne schimbe țevile în București, pentru că 40% din apa pe care noi o încălzim la 80 de grade cu gazul ăsta extrem de scump se duce în pământ. Se pierde. Da, corect. Deci avem la găuri în țevile alea de nu mai putem și nici nu ne lasă statul să ne rupem de sistemul ăsta centralizat. Să vină și să spună: bă, pe un, vrei să-ți pui centrală? Că consumai puțin, că e mai bine, îți controlezi tu consumul, ești mai eficient. Asta e foarte important să facem. Să fim și mai eficienți, să investim în anvelopare, să ne îmbrăcăm balcoanele. De exemplu, eu acum personal vă spun, îmbrac un balcon aici lângă mine, nu vă pot arăta. Îmbrac un balcon în polistiren, i-am pus polistiren la tavan, i-am pus polistiren în podea, polistiren în față, ca să nu mai pierd căldură. Aia pe care nu mi-o dă oricum radetul, măcar să nu o mai pierd.
Asta ar trebui să facem. Bun. Să ne preocupe, deci, găurile din propriul nostru apartament. Ok. Acum, concret, la cei cu venituri mici am dat câteva soluții. Am zis, pe de o parte, vă faceți bugetul, identificați pe acolo găurile astea, exact cum ar trebui să facă și statul. Și noi, la nivel personal, avem cu siguranță găurile astea și pierderile astea și risipă și viciu și ce mai vrem. După aceea lucrăm un pic pe partea de venituri, adică un job în plus, o chestie extra pe care putem să o facem. Sau chiar la jobul nostru, pentru că cineva mi-a zis, bă, dar tu mă pui să stau 10-15 ore la job? Nu, dar ai putea probabil să fii mai eficient în alea 8 ore cât le stai acolo, nu? Și să fii mai productiv în alea 8 ore. Acum, și mai implicat și mai, cum să spun eu, să faci mai multe lucruri de timpul ăla pe care îl stai, mai puține pauze de cafea, de țigară, să fii interesat mai mult. Băi, eu ce fac aici? Care e valoarea pe care o adaug eu? Stați să vedeți ce mesaj o să fie după aceea la video-ul ăsta când rămâne pe YouTube acolo. Încă alții doi care ne trimit la muncă aici, deci nu suntem sătui de toate. Eu personal aș, nu mai pot, că nu mai îmi permite timpul pe care l-am, dar nu exagerez, în momentul ăsta am jobul meu de la ASE și pe lângă ăsta mai fac încă 3 lucruri diferite. Aș mai face, dar nu mai merge, că nu pot să le duc pe toate în spate. Și cum să spun eu, le fac pentru că îmi dau seama că dacă nu fac treaba aceasta, nu e bine. Nu reușesc, da, să mi realizez toate planurile. Bun. Nu fac, hai să fac. Haideți să ne uităm un pic și la cei care au niște economii și care sunt prinși în povestea asta, da? Deci au niște bani puși deoparte. A și pus cineva o întrebare aici, am vândut ceva, am vândut o proprietate, un apartament, am strâns niște bani, am pus deoparte. Cum mă protejez pe cei care n-au active, deci n-au imobiliare, bursă și așa mai departe, ci au pur și simplu economii? Ce sfat le-ați putea da acestora? Păi în primul rând depozitele bancare, din păcate, pentru că foarte mulți presează pe partea de credite să nu fie dobânda mare. Dobânda la depozite nu este nici ea pozitivă, este sub rata inflației, ceea ce înseamnă că dacă depozitezi bani în bancă, pierzi. Asta și pentru că mulți spun că nu, dacă s-ar întâmpla o dobândă peste rata inflației, atunci și dobânda la credite ar crește foarte mult, deci e insuportabil, la revedere investiții, la revedere proiecte pe termen. Deci depozitul bancar cu siguranță nu merge. În această perioadă trebuie să-ți asumi mai multe riscuri. Asta de fapt este cheia răspunsului. Trebuie să-ți asumi mai multe riscuri decât un simplu depozit bancar sau titlurile de stat, dacă într-adevăr vrei să ai o dobândă pozitivă și nu riscuri din astea nesăbuite, ci niște riscuri controlate. Dacă nu te pricep mai mult ca oricând trebuie să apelezi la un specialist, dacă nu te pricep mai mult ca oricând trebuie să intri într-o schemă ordonată de economisire și investiție. Un fond de investiții, un fond privat de pensii reprezintă astăzi soluții moderne la toți cei care au economii și care se gândesc la viitorul lor și la o anumită protejare a acestor economii, dar și o disciplinare a lor ca individ, ca să pună deoparte, să-și înceapă bugetul cu niște bani pe care îi păstrează pentru viitor. Trebuie mai mult ca oricând în aceste momente să ne gândim la viitor și să ne gândim de ce nu suntem protejați, de ce astăzi nu avem venituri suficiente ca să ne păstrăm, măcar să ne păstrăm consumul ca dinainte de inflație. Dacă nu putem munci și nu vrem munci, să muncim suplimentar, măcar să acumulăm capital și să-l punem pe acest capital să muncească pentru noi. E și asta o soluție cu siguranță. Să te gândești tot timpul la noi și noi surse de venit, nu să toci banii pe care i-ai non-stop. Viața dusă exclusiv pe consum, ba mai mult, viața dusă pe consum, pe credit, este cea mai nătângă opțiune pe care poți tu să o ai. Și o închei foarte, foarte simplu. Gândiți-vă că ai un nou card de credit gold care strălucește foarte frumos în buzunar. În momentul în care cumperi ceva cu acel card de credit, trebuie să te gândești că o cincime din sumă este TVA. Adică statul, undeva în spatele tău acolo, își freacă mâinile mulțumit de fericire că tu, nătângule, te-ai împrumutat, plătești dobândă mare, că inflația e mare, ca să-i dai statului TVA-ul, o cincime din suma pe care tu o cheltuiești cu cardul ăla de credit. E din punctul meu de vedere cel mai nătâng sfat pe care îl poți da. De asta statul mereu ne spune: consumați, consumați, consumați și iar consumați. El n-are nicio treabă cu producția.
Că dacă ar avea vreo treabă cu producția, ar rezolva problema inflației. Dar nici cu asta nu are nicio treabă, pentru că el încasează taxe mai mari, inclusiv din prețurile astea mărite. Corect. Bun, și acum mai concret să zic, ne întreabă cineva, de fapt vă întreabă, ce părere aveți despre, și ne plimbă prin toate clasele de active aproape, mai găsește criptomonede de acolo. Așa, vorbim de obligațiuni, acțiuni, ETF-uri, imobiliare, mărfuri, da, deci mergem spre de la dintr-un capăt al graficului în celălalt. Ce vedeți în acest context, da, că ar prezenta niște oportunități interesante? În primul și în primul rând recomand întotdeauna diversificare. Adică nu te duci cu banii într-o singură direcție. 2. Recomand tuturor să facă distinția între consum și investiție, pentru că în România noi avem și această problemă. Foarte mulți, de exemplu, investesc niște bani în casa de la munte, mai mult sau mai puțin procopsită, zicând că e o investiție. Atâta timp cât acea casă nu aduce chiriași, nu aduce turiști, o folosești doar pentru tine să mergi în weekend acolo, acela e consum, nu e investiție. Deci trebuie în primul și în primul rând să te lămurești clar ce înseamnă investiție și nu orice tip de consum este neapărat investiție. Și 3, deci diversificare, această distinție corectă între consum și investiție. 3, eu personal evit lucruri pe care nu le pot controla, nu le pot verifica. De exemplu, nu am investit în cripto. Deloc, chiar sunt unul dintre criticii acestui tip de activ, pentru că, da, predau la ASE Finanțe Internaționale. Ați anticipat o întrebare pe care mi-o pregătisem, da, aici, care e perspectiva profesorului. Da, ETF-urile la fel, pentru că spre deosebire de o companie, spre deosebire de un futures pe valute, chiar și acolo e o mică problemă, sau un futures pe dobânzi sau opțiune pe dobânzi, acolo am un activ de bază pe care îl pot înțelege din punct de vedere economic, din punct de vedere al cererii ofertei, din punct de vedere al pieței, al modelului de business, performanței economice, KPIs și așa mai departe. La cripto, la ce să mă uit? Spuneți-mi și mie, la ce să mă uit? În afară de niște variabile foarte volatile pe o cerere și ofertă pe care nu mi-o pot explica din punct de vedere economic, valoarea pe care o asociez acestui tip de active este foarte, foarte relativă, foarte volatilă și atunci aceste instrumente sunt foarte riscante. De asta nu recomand celor care nu sunt inițiați, nu sunt foarte bine pregătiți să intre pe astfel de active. Iar atunci când nu există educație financiară deloc, recomand cu tărie apelarea la un specialist, recomand cu tărie apelarea la acele instrumente de indirect investment, investiție indirectă, fonduri de pensii, asigurări de viață, fonduri de investiții. Orice ban direcționat către aceste lucruri, mai devreme sau mai târziu, produce bani. Și trebuie să înțelegeți următorul lucru. Nu există câștig fără risc. Nu există câștig mare fără risc mare. De asta trebuie să iei întotdeauna în calcul și potențialul pierderii pe care tu poți să o cunoști la un anumit moment dat. Și da, nu trebuie niciodată să ne rușinăm de faptul că pierdem bani din afaceri sau din investiții. Pentru că asta e o altă meteahnă și o mentalitate păguboasă în România. Te duci la o întâlnire din asta între prieteni și se uită ăștia, uite bă la păun, știi ce a făcut? A băgat niște bani, nu știu ce și-a pierdut, uite ce față de pierzător are. Și începe toată lumea să se hăhăie, dar nimeni de acolo nu vine și spune, bă, dar asta are totuși un merit, a încercat, a investit. Noi stăm toți aici și râdem de el, dar noi niciunul dintre noi n-am riscat bani într-o afacere, într-un apartament pe care să-l închiriezi sau într-un portofoliu pe bursă. Aveți investiții imobiliare? Am investiții imobiliare, chiar acum lucrez la una pentru o nouă sursă de venit. Și fac acest lucru pentru că este foarte convenabil din punctul meu de vedere, cum să spun eu, cu timpul pe care l-am. Adică dacă aș începe un alt tip de afacere, ar trebui să aloc mult mai mult timp și să renunț la aceste proiecte educaționale la care țin foarte mult. Mie îmi place foarte mult meseria pe care o am, meseria de bază pe care o am. Provin dintr-o familie de profesori, mama mea este profesor.
mi-a fost, să spun așa, un foarte bun profesor în viața aceasta și țin mult la acest lucru și o fac cu mare plăcere. Este, cum să spun eu, un compromis aceste investiții în piața de capital și în zona de imobiliare, care îmi lasă timp berechet pentru a face acest lucru care îmi place enorm. Altfel ar trebui să renunț la el și nu mi-aș dori, dacă aș face alt tip de antreprenoriat. Am înțeles. Pe partea de achiziții imobiliare, mergeți pe achiziții cu credit sau nu? Nu. Încerc să mă limitez strict la resursele pe care le am. Încerc permanent să-mi îmbunătățesc calitatea investiției pe care o am. Investesc pe măsură ce obțin venituri din aceste proprietăți să le cresc valoarea și cu siguranță încerc să am o anumită atitudine față de clientul meu care este chiriașul, o atitudine foarte, foarte în regulă, astfel încât, cum să spun eu, această relație pe care o dezvolt cu el să fie o relație de foarte mare durată. Mă pot lăuda că am avut chiriași care au stat în proprietățile mele, au folosit proprietățile mele și 5-6 ani și au plecat din motive personale legate de dezvoltarea lor. Dar am așa ceva, ceea ce nu e lucru puțin, ca să zic așa. Dragilor, pentru că ne apropiem de final așa, cred că putem să stăm până dimineață să discutăm. Mi se pare foarte interesant abordarea asta. Am vorbit și despre investiții, am vorbit și despre economie în general, despre piață, stat, limitele fiecăruia. Sunt convins, domnule profesor, că asta le transmiteți și tinerilor de pe la ASE, nu? Adică același mesaj de responsabilitate financiară, personală și de îndrumare către investiții. Evident. Și acum eu tot trag așa la personal și la zona asta. Știu că aveți și doi copii. Ce le spune un profesor de la ASE de economie? Arăt fundalul, o secundă, vă arăt fundalul ca să vedeți că nu vorbesc tâmpeni, da? Sunt niște saci de materiale, da? Mă aflu într-o cameră de așa ceva, pentru că tocmai aici mi-au plecat muncitorii. În optimizare energetică, nu? Sunteți într-un proiect de optimizare energetică. Da, balconul, am făcut balconul. Nu se poate să rămâi cu balconul descoperit. Văd foarte multe balcoane în București neizolate termic. Se pierde foarte mult prin fațadă. Bun, n-a venit primăria să-mi pună polistiren pe bloc, dar îmi pun eu la interior polistiren ca să mai scap puțin din factură. Acea izolare termică a clădirilor te salvează de o treime din costuri iarna și vara. Dar asta iarăși e o discuție și ne întoarcem iarăși la responsabilitatea individuală. Ce poți să faci tu singur ca să-ți fie ție mai bine dacă nu vine primăria, dacă nu vine guvernul, dacă nu vine fondul european, dacă nu vine mai știu cu ce. Aia trebuie să încep. Nu o să vină, pentru că ei au resurse foarte limitate. Nu o să vină. Nu-i mai așteptați, dragilor, pentru că așteptarea înseamnă foarte, foarte mult, mult timp, să știți. Trebuie să facem noi, din păcate. Bun. Ce îi spune copilului lui un profesor de economie de la ASE? Care sunt trei idei pe care vreți să le transmiteți celor doi copii pe care i-ați? Nu că vreau să le transmit deja. Ok. Am doi copii, unul dintre ei are, o să împlinească 7 ani, deci are 6 ani și aproape 7 ani, 6 ani și 11 luni. Cel de-al doilea, cea mai mare, fetița este mai mare, are 9 ani, aproape 9 ani. Diferența dintre ei este 2 ani. Le transmit deja. În primul rând, ce le transmite tatăl copiilor lui, primul mesaj este: domnule, suntem săraci, nu avem bani. Păi bune? Da. Ok. Multă lume ar zice, bă, nu e bine să îi spui copilului, adică nu am resurse. Îl complexezi, îl frustrezi. Da, nu am resurse, nu există resurse pentru orice fantezie pe care și-o dorește, pentru că nu suntem, da, fără bani. A doilea lucru pe care încerc să îl transmit este acesta, că aceste resurse pe care tu le ai trebuie să provină întotdeauna de undeva. Nu sunt nicăieri, nu sunt niciodată din eter. Nu pot fi niciodată create artificial din nimic. Pentru ele, în general, trebuie să prestezi ceva, să faci ceva, să te specializezi, să te educi ca să poți să câștigi aceste resurse. Și de foarte multe ori le spun: educați-vă, pentru că doar prin educație poți crește valoarea adăugată a ceea ce faci și în final poți să ajungi la venituri mai mari decât ceilalți.
și 3, îi învăț economisire. În sensul că au pușculiță, în sensul că își strâng bani pentru, să spunem așa, nevoi mai costisitoare, pentru lucruri pe care și le doresc foarte mult, care costă foarte mult, și încerc în acest fel să îi fac să pună deoparte aceste resurse pentru a le păstra. E foarte greu să le păstrezi. Să vedeți ce greu este pentru un copil de 7 ani și pentru un copil de 9 ani să te uiți la resursele din pușculiță și să nu le folosești. Să nu mănânci prăjitura respectivă. Care va să zică, dragilor, principii sănătoase care sunt valoroase indiferent când unde vă aflați, că aveți 6 ani, că aveți 26, că aveți 56 de ani, sunt lucruri extrem de importante. Mai am doar două întrebări foarte scurte, domnule profesor. Una ar fi, ce vă preocupă mai mult, să câștigați sau să nu pierdeți? Aici pot să dau un răspuns, să spunem așa, antreprenorial. Cred că întotdeauna ambele sunt importante, pentru că ele depind foarte mult de toleranța fiecăruia dintre noi la risc. Așa cum văd eu pierderea și câștigul, acest lucru este personal. E diferit de cum vedeți dumneavoastră pierderea și câștigul. Întotdeauna un pahar, întotdeauna, niciodată nu este altfel, un pahar este pe jumătate gol sau pe jumătate plin. Este foarte important ca în anumite momente să luăm decizii. Și e foarte important ca în acele decizii să ne bazăm, repet, pe profesioniști, pe experiență, pe educație, pe tot ceea ce putem, astfel încât într-un final, dacă am văzut paharul gol sau paharul plin, într-adevăr, în viitor să se dovedească că el a fost așa cum l-am văzut noi. Adică ceea ce se întâmplă în viitor, atunci când într-adevăr are loc decizia pe care am luat-o astăzi, consecințele ei mai exact, să nu pierdem din această diferență semnificativ. E foarte bună întrebarea, dar atenție, răspunsul depinde de la individ la individ și de multe ori luăm decizia în consecință. A mai apărut o întrebare și chiar n-aș vrea să încheiem fără, îmi cer iertare că depășim puțin. Nu-i problemă, profesor. Întreabă cineva și chiar sunt curios care e perspectiva noastră vis-a-vis de evoluția robor IRCC în următorul un an sau doi ani de zile. Cum vedeți macro un pic? Cartea de economie, întreabă cineva de o carte foarte bună. Recomand. Asta era ultima întrebare, deci asta era ultima mea întrebare. Cu asta închei de obicei. Bine. O să recomand o carte foarte bună, chiar mă bucur că există această întrebare, de la un economist clasic și chiar vă va schimba radical modul de a vedea economia. Deci, întrebarea legată de robor, de dobânzi, cartea de economie îți spune următorul lucru. Atunci când inflația crește, când riscul sistemic crește, dobânda crește. Deci, atâta timp cât există presiune inflaționistă, cât există riscul ăsta pe care îl are România, sistemic mai ales, cu siguranță dobânzile nu pot fi scăzute. Pentru că cel care deține capitalul, noi, deponenții,
ca să putem să-l implicăm în sistemul financiar, să nu-l ținem la saltea, vrem să fim remunerați. Nu vrem să pierdem puterea de cumpărare sau să pierdem ca urmare a riscului pe care ne-l asumăm. Trebuie să ne premieze cineva pentru riscul ăsta. Și atunci, o țară unde inflația e mare, riscul e mare, dobânda nu poate fi mică. Este contraeconomic și atunci oamenii o să-și țină banii la saltea dacă lucrurile astea nu se întâmplă și într-un final prețul tot se va ajusta. Iar legat de o carte foarte bună, vă recomand o carte a lui Murray Rothbard, o carte foarte, foarte simplă, economică. E un tratat de fapt de economie de vreo 800-900. Se găsește și online, Men, Economy and State. O găsiți și PDF-ul. Dacă aveți dumneavoastră posibilitatea, domnul Adrian, să o puneți, să o puneți. Am să o pun în comentariu, da. Căutați-o pe Google, Men, Economy and State, a lui Rothbard. Este o carte găsibilă în PDF-ul. Este o carte excelentă de economie, în care sunt tratate aproape toate problemele pe care le-am discutat astăzi în această emisiune. Aproape toate. Bun, perfect. Mulțumim tare mult pentru recomandare. N-avem pretenția că am reușit noi să atingem toate subiectele. Mai aveam o mulțime de întrebări aici. Mi-aș dori tare mult să ne revedem, pentru că vreau să vorbim și despre ciclurile economice, vreau să vorbim să monedă, mai multe monedă, da. Despre monedă, adică trăim o perioadă cu destul de multe provocări și fiecare informație pe care ne-o dați și perspectivă nouă te ajută practic să vezi un pic mai departe, adică te ajută să vezi ce se întâmplă peste un an, peste doi, cum mă pregătesc, cum profit, nu? De ce nu? Că vor fi și oportunități în contextele astea. Și mi-aș dori tare mult să ne revedem. Vă mulțumesc încă o dată tare mult pentru participare, pentru răspunsurile sincere și directe, așa cum așteptam de la un, liberal din ala sănătos, așa zdravă. Și mi-aș dori tare mult să ne revedem. Mi-a făcut plăcere. Seară faină. Dragilor, o nouă discuție cu o perspectivă care îmbină foarte bine zona asta academică, da? Multă experiență, vorbim de un profesor de economie la Academia de Științe Economice din București. Vă încurajez călduros să-i urmăriți articolele domnului Cristian Păun, o să vă pun eu aici în comentariu și link-ul unde găsiți blogul dânsului. Da, și o să vedeți o mulțime de articole faine care ne ajută practic să înțelegem mai bine ce ni se întâmplă și ne ajută să vedem care sunt lucrurile pe care putem să le facem la nivel personal. Da? Ați văzut că dânsul la nivel personal chiar face. Izolează, mai ia un job, mai face un proiect, mai dezvoltă o chestie, mai investește în imobiliare. Astea sunt lucrurile pe care nu doar din cărți, da? Dar pe care le facem concret în zi de zi și asta vă îndrum și pe voi să faceți. Dragilor, ne vedem noi data viitoare. Cred că următorul live nu va fi luni, ci va fi joi seara, dar o să anunț-o mai bine pe Facebook. Până atunci însă aveți grijă de voi în primul rând și de banii voștri. Să ne vedem sănătoși aici cu pace. Dacă vă place ce se întâmplă pe aici, dați un like, dați un share. Știți ce aveți de făcut, sunteți oameni mari și responsabili. Să ne revedem sănătoși cu pace. Doamne ajută! Pa, pa!